Dragi băimăreni, dragi maramureșeni, onorați jandarmi, vă spun la mulți ani cu această ocazie specială a împlinirii a 100 de ani de la înființarea, organizarea jandarmeriei în această parte a României. Și de fiecare dată mă uit la dumneavoastră, cei care sunteți în fața mea, și mă uit la cei care sunt în spatele meu. Și văd de foarte multe ori câteva diferențe. Prima diferență este că cei din spatele meu aleg să stea cu o jumătate de metru mai sus decât dumneavoastră. Cealaltă diferență este, și cea mai importantă, este faptul că cei care, pentru că vorbim despre arme și despre uniformă, cei care conduc instituțiile precum jandarmerie, poliție, Serviciul Român de Informații, armată, Serviciul de Informații Externe și alte entități care trebuie să apere această țară, dacă îi dezbraci de uniformă, o să vedeți că poartă uniforma altor state și nu uniforma statului român. Am toată încrederea în dumneavoastră, cei care sunteți coloana vertebrală a jandarmeriei, așa cum sunt și colegii dumneavoastră pilonii principali ai instituțiilor pe care le reprezintă și în cadrul cărora muncesc. Această țară nu mai este țară. Această țară este o țară de slugi. Iar slugile sunteți dumneavoastră și noi și nu cei care conduc instituțiile. Ei își au salariile și gradele din cu totul și tot o altă parte. Ori din vest, ori și mai din vest. Suntem, pentru că vorbim despre Ștefan cel Mare, suntem datori să ținem această sabie ridicată și sub această sabie să ne așezăm cei care mai credem în această țară, cei care mai credem în România și cei care mai credem în români. Pentru că de fiecare dată, aproape în fiecare zi, credem mai mult în ceilalți din alte părți decât credem în noi. De fiecare dată venim și facem festivități în care într-o falsitate debordantă povestim despre cât de buni și cât de frumoși și cât de performanți suntem, când de fapt nu suntem nici buni, nu suntem nici frumoși, nu suntem nici harnici, nu suntem nici performanți. Dar nu pentru că nu vrem noi aceste lucruri, ci pentru că bocancul altor state este pus pe gâtul românilor. Asta la 100 de ani de la înființarea jandarmeriei aici în Ardeal și mai ales, așa cum spunea doamna care coordonează arhivele statului aici în Maramureș, la început și românii puteau să se încadreze, înroleze în jandarmerie. Și românii puteau. Așa am ajuns și astăzi. Și noi românii putem, aici la noi în țară, să mai facem câte ceva. Dar de fiecare dată, și în mod regulat, și în mod obișnuit, și din ce în ce mai aproape de normalitate, din păcate pentru noi, alții pot să facă și alții au voie să facă. Noi nu. Noi trebuie să stăm în genunchi, nu ca să ne rugăm la Dumnezeu. Trebuie să stăm în genunchi în fața celor care ne conduc de prin vest sau și mai din vest. Președinte, șef de instituții, șef de instituții importante, de la Serviciul Român de Informații până la Avocatul Poporului, au niște nume care n-au de-a face nici cu Grigore Ardelean,
nici cu Mureșan Vasile, nici cu Popescu Viorel. Le găsiți în cărțile de limbă germană, le găsiți în alte cărți aceste nume, dar nu în cărțile care să țină de români și despre exemplele pe care le avem noi aici, de la românii noștri, de la înaintașii noștri. La mulți ani, Jandarmeriei Ardenene, la mulți ani, jandarmilor din Maramureș.